O nuntă de 10 într-un decor de vis cu aproape 1000 de invitații. Anis Hagi a trăit emoții mai mari ca la un meci de calificare, iar soția lui Elena și-a văzut visul împlinit, să pășească în rochie de bal pe ringul de dans alături de omul iubit pe care îl știe din copilărie. Nunta lor a reunit elita fotbalului românesc de ieri și de azi, dar ne-a și arătat că basmele există, chiar există. Un eveniment cu stil transmis în exclusivitate de antenă. Ai urmărit un pic mai mult de 10 secunde dintr-o nuntă de 10, nunta de carul lui Ianis Hagi cu Elena lui. Am fi putut să-i spunem nunta anului sau nunta de vis. Vrem să ne sărbătorim pe noi, familiile noastre, fiindcă ne-au crescut. Este tot ce ne-am dorit, a ieșit totul perfect, exact așa cum ne-am dorit. Se știu de când erau copii și au simțit cumva că sunt sortiți unul altuia. A cerut-o în căsătorie la Paris. Anul trecut de Crăciun au făcut cununia civilă. Ieri, la Biserica Visarion, într-o atmosferă extrem de emoționantă, și-au jurat credință și în fața lui Dumnezeu. La slujbă au asistat doar cei mai apropiați, părinții, bunicii lui Ianis și sora Kira, care abia și-a stăpânit lacrimile. Binecuvintează această punere a inelelor cu binecuvântare cerească, ce Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieții lor. Spre seară părea că toată lumea bună din România și nu numai și-a dat întâlnire la domeniul știrbei. Într-un decor de bazm, într-o locație elegantă, invitații și-au făcut pe rând apariția. Prieteni din copilărie, unchi și mătuși, vedete din muzică sau din sport. Fotbaliști din generația de aur și generația de suflet. Este o familie foarte, foarte specială pentru noi toți și mă bucur tare mult că pot fi prezentă. Le doresc casă de piatră și multă fericire, pentru că e cea mai importantă. Noi pe Ianis îl știm de când s-a născut, practic. Cu Gica suntem prieteni când jucam la Sportul Studențesc. Și, într-un fel, sunt ca și copiii noștri. Da, și ne-a venit în spatele dumneavoastră. Ce faci, Gigi? Salut, ce faci? Ce faci? Bine. Vrei să dăm interviu, dar nu, a jucat FCSB? Ce a făcut FCSB-ul? Egal, nu e nimic, nu e important. Important e... Ce fac armânii? Bine. Cristi Chivu a venit însoțit de soție și cele două fete. Gică Popescu și-a făcut apariția la braț cu fica sa, iar Gigi Becali, hotărât să se distreze, dar cu moderație. Veți dansa în seara aceasta? Băi, eu vreau să mă abțin. De ce? Vreau să mă abțin, dar nevastă mi-a zis, vezi că poate ia tren. Dansul a fost deschis, conform tradiției, de miri. După care Gigi Becali nu a putut să se mai abțină cum își propusese. De altfel, ringul de dans a fost arhiplin toată noaptea și nimeni nu a plecat de la petrecere nici pentru finala campionatului european de fotbal. O nuntă care a avut toată strălucirea unui eveniment cu stil, dar a respectat în cele mai mici detalii tradițiile. Fericit că băiatul a ajuns să facă un pas important în viață și cred un pas care îl face mult mai responsabil și să fie fericiți amândoi, să iubească și să împartă tot împreună și să-și facă propria lor viață. Sunt o mamă foarte fericită, mândră de copiii mei această seară și le doresc din tot sufletul o căsnicie fericită, să se iubească, să se respecte unul pe celălalt. Un eveniment organizat impecabil, în care Ianis nu prea a avut timp să se implice, a avut treabă la campionatul european. Asta îi spuneam eu, că m-aș bucura să-i amânăm nunta, că pentru România ar fi însemnat ceva extraordinar să ajungem atât de sus. Ianis recunoaște, aseară a trăit emoții cum nu a cunoscut pe gazon. Nu știu, cum m-am menținut până acum, bine, nu? Cel mai bine. Eu îmi iubesc foarte mult soțul. Îl iubesc încă de la început și mă simt foarte mândră. Luna de miere se mai amână puțin. După petrecere, Ianis se întoarce la echipa lui de club, Glasgow Rangers, iar din toamnă va reveni în tricoul galben al României. Drumul spre mondiale începe în direct pe 6 septembrie la Antena 1.
Edițiile speciale Observator, care au transmis evenimentul de la domeniul Știrbei, s-au impus ca lider de audiență ieri. Peste 2 milioane de români au urmărit de-a lungul zilei imagini în exclusivitate de la nunta Elenei și a lui Ianis Hagi. Ediția specială în care am transmis cununia religioasă a fost lider detașat de audiență cu un rating mediu de 2,4 puncte și 14% cotă de piață. Primele imagini de la domeniul Știrbei vodă cu cei peste 700 de invitați care veneau la petrecere, transmise seara de la 6:30, au fost și ele prima opțiune a publicului cu 3 puncte de rating și 15,3 cotă de piață. Imaginile în exclusivitate au continuat la Antena 1 cu Valsul Mirilor și interviuri de colecție cu nume sonore din fotbalul românesc și nu numai. Ediția specială Observator, difuzată în intervalul 19:34-21:30, a fost și ea lider de audiență cu 4,3 puncte de rating și 17,7% cotă de piață. Afli oriunde-i fi, în timp real, Observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.